Bună, dragilor! Este 12:40, iar noi am plecat la cumpărături. Acum ne îndreptăm către o librărie Kaleido să-și caute Selena Penar. Sperăm să găsim ceva pe placul ei. După care trebuie să ajungem și la Auchan să vedem dacă găsesc acel joc cu cifre și cu litere magnetice pentru Mark. Uniformă, blugi, nici nu știu ce vom cumpăra. Trebuie să cumpărăm și tricouri albe, și bluze albe, și cămăși, și mai multe. Așa că o să avem de colindat destul de mult. Uite, da, uite acolo e Kaleido. Kaleido. Avem vreo 3 magazine de genul în Brașov. Aici nu știu cum le găsesc, sau mare multe. Nu, normal mergem în față și dacă nu găsești aici, ei la dreapta. Poți să lași aici, da. Da. Dacă astea sunt parcările lor. O să pui și în față aici. Aici, uite aici. Vrei să stai în mașină? Te-au primit marfă. Mirica, da. A ieșit de la lumină, da. Am ieșit să mâncăm și noi pizza. Sărbătorim 16 ani de relație. De fapt am împlinit pe data de 400 de ani. E trecut deja. Așa că noi sărbătorim în 4, nu doar în 2. Și am hotărât să venim să mâncăm și noi o pizza. Ce faci, Ion? În stare? Și suntem la pizzeria noastră preferată, după care mergem să continuăm cumpărăturile. Am găsit pe Nar. Stai, mâncăm și desert. Și mâncăm după, și desert, da. Tati ne scoate la? Da, da. Și mănânc spuma cu tati. Ia mănâncă spuma, eu mănânc rulada pavlova cu tartă cu suflete. Azi? Eu nu știu ce să mănânc. Vede tare urât din cauza la... Bine, dar și aici e împunecat, știi? Împunecat. Vreau să urez și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților. Vă doresc multă sănătate, să aveți parte de fericire și de tot ce vă doriți. Cucuba! Am comandat, da. Asta e lui Marc și papa. Asta e lui Marc, asta e lui Selly, asta e lui Marc. Asta mami și tati. Vezi că am primit și pahar. Eu nu pun, te rog, nu Marc! Marc! Săcuiță are el. Nu, nu, nu. Noi, de ce am învățat să iei așa, așa, și pui, îl pui lipit asta, lipit așa, și dovei, te împingi, așa, ușor, atât, după mai pui. Mereu pune, câte puțin ai văzut? Da. Dragă soțule, să ne fii sănătos. Te iubesc. Mărie. Și noi, Mărie și Mărioară, la mulți ani tuturor! Sărbătoriților, hai noroc! Noroc, noroc! Ne-a venit și mâncărica, destul de repede, nu ne așteptam. Vedeți să dați ardeii la o parte, da? Cea mai bună pizza este aceasta, deci cea mai și cea mai bună. Până la urmă ne-am răzgândit și ne-am luat de la zomzerie să mâncăm câte ceva. Voiam să mergem la Sarai, dar ni s-a făcut poftă de aici. Și mi-am luat un cheesecake cu baclava. Selena și-a luat baclava triung și Bogdan un cataif, iar Marc și-a luat o cupă cu înghețată. Este 6:20. Noi acum am ajuns acasă și vreau să vă arătăm ceva. 3, 2, 1 și... Aici avem un dovleac mai mic și acolo un dovleac mai mare. La perete amândoi! Hai, la perete! Noi suntem echipați de toamnă. Ne-au luat pijamale pufoase, așa-i, amândoi. Și imediat o să vă arăt ce am mai cumpărat. Ia uite și ăsta. Ce cu tine, mă? Ce cu tine, mă, pufozile, mă? Dragii mei, haideți să vă arăt ce am cumpărat noi astăzi. Deoarece am fost prin mai multe magazine, produsele sunt amestecate și am și în acea plasă, am și în această plasă, așa că eu... vi le voi arăta așa cum îmi vin mie la mână. Sunt toate produsele organizate și puse, fiecare produs în punguța din magazinul respectiv. Deoarece nu am apucat, am încercat să fim organizați în magazin, dar în momentul în care am ajuns la mașină și am avut nevoie de ceva sau le-am băgat să le putem aduce în casă mai ușor, așa au rezultat. Pentru doamnele educatoare și doamna învățătoare m-am gândit să iau ceva diferit față de ce am luat în anii trecuți. Așa că m-am gândit la o cutie cu Raffaello
și lângă acea cutie cu Rafael o să punem un ornament, o lumânare, o cană sau altceva. Când am ajuns în Pepco, m-am uitat la mai multe produse, lumânări, ornamente și așa mai departe, dar mi-au sărit în ochi aceste căni, care mi se par absolut superbe, îmi plac foarte mult, mi se par foarte elegante, doar că din păcate nu am găsit să merg pe aceeași culoare, să iau 3 de culoarea verde sau 3 de culoarea crem. Și m-am decis să dau așa. Această cană de culoare crem o voi da doamnei învățătoare, iar aceste căni de culoare verde să le dau doamnelor educatoare. Din păcate, alte punguțe de cadou nu am găsit și credeți-mă că am căutat și ieri în Jumbo, și în Carrefour, în Auchan, în Sinsay, în mai multe magazine, Pepco, dar am găsit doar cu personaje Disney, cu desene pentru fetițe și pentru băieței. Așa că, astăzi când am ajuns în Sinsay, am văzut aceste punguțe și mai aveau unele cu Harry Potter. Și m-am gândit că acestea ar fi mai potrivite, având în vedere că nu am găsit ceea ce căutam eu. Aș fi vrut să merg pe o punguță de cadou mai clasică, mai simplă, dar nu am găsit. Această punguță a costat 2,99 lei și am luat 3 bucăți. Cana a costat 16 lei bucata. Iar o cutie cu Raffaello a costat 12 lei și ceva. Mi se pare absolut superbă această cutiuță, mai ales cum are această fundiță roșie atașată. Deci e atât de drăguță, mi se pare adorabilă. Am gândit că ar fi mult mai potrivit să primească niște lucruri de care se pot bucura pentru un timp mai lung, mai ales atunci când vor servi ceaiul sau cafeaua în această căniță, să își aducă aminte cu drag de Selena și de mama. După părerea mea, florile sunt de moment, sunt trecătoare, se ofilesc, cu toate că și această cană se poate sparge sau Raffaello se mănâncă, clar că nu o să le țin acolo în dulap, dar nu știu, mi se pare mai ok. Majoritatea părinților merg pe varianta de a cumpăra flori. Florile, după părerea mea, sunt foarte scumpe. Astăzi mi-am aruncat ochii chiar și în Auchan, ieri la Carrefour și la florăriile din mall și vă spun sincer că sunt foarte, foarte scumpe. Mi se pare că nu se merită absolut deloc. Eu știu că acest cadou pe care l-am făcut noi pentru doamnele educatoare, nici nu știu cum să numesc această atenție, cadou de început de an sau nu știu cum să-l numesc, știu că nu este unul foarte scump, dar eu cred că este o atenție drăguță, mai ales că acum la început de an școlar vom cheltui o grămadă de bani. După părerea noastră, nouă ni se pare că această atenție este una foarte drăguță și nu vreau să fiu înțeleasă greșit că aș avea ceva cu părinții care aleg să ducă flori și florile sunt foarte, foarte frumoase, doar că mi se pare că sunt foarte scumpe și ei profită foarte mult atunci când vine câte un eveniment, 1 martie, 8 martie, când sunt zilele acestea de nume sau când începe școala sau la orice eveniment ei profită foarte, foarte mult de acest lucru și nu mi se pare normal. De aceea eu prefer să cumpăr total diferit și când a fost 1 martie sau 8 martie am preferat să duc o cutie de bomboane sau total diferit, nu am apelat la floricele, așa mi se pare mie mai ok. Acum fiecare face cum vrea și cum crede că este mai bine pentru el. Aici avem prăjiturelele pe care trebuie să le bag la frigider. Aici am primit o punguță de la tipa de acolo care ne-a dat Raffaello. Dacă cumpărai 2 cutii de Raffaello, primeai o punguță, 4 cutii primeai 2 punguțe, de la 2 cutii de Raffaello primeai pungă, altfel nu. Aici am cumpărat pentru Marc plastelină albă. Din păcate nu am găsit de la Play-Doh și aceasta era singura pe care am găsit-o și credeți-mă că am căutat și în Kaleido și în foarte multe magazine și nu am găsit. Jocul acela cu numere și cu cifre, și cu litere, nu l-am găsit. Așa. Am găsit pahare de plastic, sunt 100 de bucăți și am plătit 10 lei pe acest set. Le-am găsit la magazinele acelea unde vând oale, cratițe, tigăi, castroane de plastic, mușama și așa mai departe. În cazul în care vă interesează și nu știți pe unde să găsiți, prin hipermarketuri nu mai găsiți cu siguranță, cel puțin la noi în Brașov, nu?
Doamna educatoare a spus să cumpărăm șervețele Puff Puff. Eu nu am găsit și am căutat și ieri în Carrefour și la Penny și în Auchan și am găsit tot felul de șervețele, dar marca aceea Puff Puff nu. Așa că m-am decis să le iau pe acestea și șervețele sunt foarte scumpe la cutii și cred că ați văzut și voi că s-au ridicat foarte, foarte tare. În această cutie sunt 200 de bucăți și am decis să le iau pe acestea. Așa, pentru marca am luat acești papucei. Nu cred că sunt potrivit să-i poarte chiar acum, să-i încalțe, dar când va veni perioada ploioasă, cred că este ok. Ceva de genul are și Bogdan, tot așa de culoare verde și Marca a zis că vrea la fel ca și tati. Aici mai avem un baton Nesquik, am mai avut unul pe care deja l-am mâncat, Marc, ăsta e al Selenei. Pentru Selena am luat această fustiță, nici nu știu cum să o pun, să o vedeți și voi. Ne-am gândit să luăm sarafan din ăla întreg, ne-am gândit să luăm blugi cu cămașă, nici noi nu știam ce să alegem, așa că până la urmă am ales această fustiță. La final o să vă spun și prețurile. Bravo, bine că te-ai dus jos. Eu sunt pe grabă, băieții mă așteaptă jos, așa că eu voi întrerupe video și voi filma când mă întorc, pentru că trebuie să mergem cu Mini la plimbare și cu Marc, cu rolele. Așa că eu voi lăsa aceste produse aici, doar prăjiturile le voi băga la frigider, ca acelea se strică. Și aici mai avem Adidas și Selenei pentru sport de interior. Mai avem penarul care este echipat, pantalon pentru sport și alte produse de la Pepco, dar revin când mă întorc. Nu am reușit să filmez toate produsele. Nu pot să zic că mai sunt foarte multe, dar nu și foarte puține, dar sunt unele produse la care trebuie să stau să explic despre ele, așa că o să se întunece și se va face târziu și să mergem și noi și cu Mini la plimbare și cu Marc cu rolele și când revin le voi filma în continuare. Ai văzut ce fain dă Marc? Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Bravo, Marc! Da, chiar că stânga dreapta mai pe spate. Mai te calcă și pe tine. Aia, acum se alintă șmecherul. Mini, ce face fata? Te auzeam din casă cum lătrai. Da, făceai gălăgie. Hai, bagă. Am revenit și haideți să continuăm. Pentru Selena am luat două bluze din astea polo. Aș fi vrut să iau o mărime mai mare, doar că nu am găsit și am luat mărime pentru 12 ani. Aș fi vrut de 14 ani, dar asta era cea mai mare. Probabil că celelalte s-au dat. De proba nu le-a probat, nu știu dacă îi vin, habar nu am. Din ce am pus așa bluza pe Selena, eu zic că îi vine. Și această bluză a costat 22 de lei bucata. Aici avem tricouri. Aceste produse sunt luate din Auchan. Și am luat așa, două tricouri. Aici am găsit mărime mai mare pentru 14 ani și am luat așa două. Astea să le aibă pentru sport. O bucată a costat 12 lei. Și am luat două așa, două cu mânecă scurtă, două cu mânecă lungă, doar că acestea au și gulerașul acesta. Așa, tot pentru Selena am luat două perechi de egări. O pereche a costat 24 de lei și mărimea este între 12 și 14 ani. Sunt de culoare neagră. Când le-am văzut în magazin, îmi dădea impresia de la acele neoane că ar fi un bleomarin, dar de fapt sunt egări negri. Colanți negri, bun. Așa, aici am luat și o copertă pentru talonul de la mașină. Așteptăm să ne vină talonul. Momentan umblăm cu dovada. Talonul văd că nu ne-a ajuns. Aici avem și un bon pe care vi-l voi arăta mai la final. Aici nici nu știu ce mai avem. Aici e ceva de la bancomat, cred. Aici avem un meraj gol, să vedem că nu știu cu ce să mai începe. Din Sinsay am cumpărat pentru Selena pantaloni de training pentru sport.
și aveau foarte multe culori. Avea verde închis, verde deschis, maro, crem, alb, albastru, rozaliu, negru și alte culori. Noi aveam un plan să mergem până în Decathlon să luăm de acolo ceva training, dar mi-a venit ideea să mergem până în Sinsay. Mie îmi plac foarte mult pantalonii aceștia și am văzut că se și poartă, sunt și ușor de îmbrăcat. Și și-a luat mărimea S la ambele perechi. O pereche a costat 29,99 de lei. Și-a luat așa pe albastru și rozaliul acesta așa mai murdar, să zicem așa. Tot mărimea S, tot același preț. Acum pe cameră poate că nu arată wow, poate o să vi se pare că seamănă cu niște ismene, dar nu. Sunt genul acela de pantalon care se poartă și pe aceștia a aprobat Selena, îi vin foarte bine și îi ia foarte, foarte ușor pe ea, mai ales că sunt și mai lărguți. În perioada iernii când pleacă de acasă cu pantalonii ăștia și poate lua pe dedesubt o pereche de colanți, de ștram și nici nu se vede, având în vedere că sunt așa mai largi și îi îmbracă foarte, foarte ușor. Sunt foarte comozi. În trecut mergeam și cumpăram training din Decathlon. Poate că vom merge zilele acestea să ne aruncăm așa privirea, să vedem dacă găsim ceva. Ar avea nevoie de niște bluze. Am mai văzut niște bluze drăguțe din Pepco de training și hanora cu fermoar și fără, așa că mai avem timp. Momentan am luat ce e mai important și de ceea ce avem nevoie. Și restul lucrușoarelor le vom mai lua pe viitor. De la Kaleido am cumpărat acest penar. Aveau mai multe modele și Selena s-a oprit la acesta, i-a plăcut foarte mult. A costat 69 de lei și este echipat. Este foarte drăguț, nu am mai avut un penar de genul așa, combinația asta de mov cu albastru, cu roșu, cu roz, cu fermoarul ăsta portocaliu, deci e chiar foarte fain, îți ia așa ochi. La această firmă, Carioca, care au și pixuri, carioci și alte rechizite. Acum au venit și băieții, au plecat la magazin. Și eu am venit înainte să mă apuc de restul produselor și să mă apuc imediat să gătesc și ceva. Așa. Ia să vedem în partea asta la altă. Tare greu e cu o mână. Aici avem creioane colorate, tot de la Carioca. Iar în partea asta la altă mi se pare că avem un radier, pix, creion și nu știu ce mai e pe aici, ne uităm. Descoperim acum împreună. Selena mi l-a arătat așa rapid, nici n-am apucat să-l văd. Mi l-a arătat și prin mașină, mi l-a arătat și acolo. Deci aici avem pix, creion, un alt pix, ăsta așa că nu-i stilou sau pix cu gel, ascuțitoare, gumă și așa. În partea aceasta nu-mi place, vă spun sincer, deoarece Selena are nevoie să fie partea aceasta încărcată și ar fi avut nevoie de mai multe suporturi de genul unde să-și bage mai multe creioane. Cred că îi voi sugera să-și iau un alt penar din ăla așa, doar cu un singur fermoar, cred că știți la ce mă refer, unde să-și bage și creioanele și cariocile sau doar creioanele și o parte din asta să-și bage pixurile cu gel, pixuri cu creioane cu mină, creioane normale, pentru că în partea asta uite-te și tu cum arată. De ce atâta? Păi tata, de ce n-a făcut să aibă, nu știu, niște chestii mai multe, uite-te și tu. Asta nu, eu n-am observat când mi l-a arătat acolo. Aici avem bonul din Sinsay, nici nu știu să vi-l arăt acum sau nu, pungile sunt 2,99 lei, pantalonii pe care vi-am arătat 29,99 de bani și ghetele pe care vi le voi arăta acum să nu uit, au fost 99 de lei și 99 de bani. Acest bon vreau să-l țin, deoarece Selena a aprobat aceste ghete, tip tenis, nici nu știu cum să-i spun, zici că sunt și ghete și tenis și ce-o fi ei, doar că i-a probat fără șoseată și s-a părut că intră destul de greu, a luat mărimea 38, dacă ar fi luat 39 erau foarte mari, doamne, dar ce s-au îmbârligat aici, deci nici nu știu cum să vi arăt.
Așa, ei au plăcut foarte mult. Dacă mă întrebați pe mine, nu pot să zic că pe mine mă dă pe spate și că îmi plac. Important este să-i placă ei și să se simtă ea bine cu ei și să-i fie comozi. Și genul acesta de gheată sau ce-o fie ei se potrivește și la egăr, ștrâmpișor, cu fustiță, cu uniformă sau chiar cu blugi. Deci merge să ia cu mai multe feluri de îmbrăcăminte. Așa că vrem să-i probăm în seara aceasta bine și să vedem dacă îi vin sigur, dacă nu să mergem să luăm o altă mărime și să plecăm cu șosetă de acasă. Eram și pe grabă, eram zăpăciți, vă zic sincer că aș fi putut să cumpăr niște șosete de acolo, dar simțeam că nu mai pot, nu mai aveam putere. Iar aici mai avem o pereche de Adidas care sunt foarte ușor, foarte comozi, sunt cu plasă din asta de aerisire pe care i-am cumpărat din Pepco. Și mi s-au părut foarte potriviți. La început i-am arătat Selenei o altă pereche cu ursulețul Winnie the Pooh, doar că știa după aia mi s-au părut mult mai potriviți. Aceia erau albi și erau dintr-un alt material. Aici așa luam mărimea 39 și dacă auziți pe fundal, Marc face baie, de aceea se aude acest scandal. Foarte, foarte fain sunt și la atingere și așa sunt, se simte că sunt foarte comozi. Pe aceștia nu știu cât am dat, 65 de lei. Pe aceștia aprobati vin, i-au plăcut foarte, foarte mult. Acum să vedem ce facem cu aceștia, dacă îi rămân. Aici sau... avem o cutiuță cu ursuleți Barney, iar aici suculețe cu pai de la Timbark, deoarece pe data de 14 septembrie Marc împlinește vârsta de 6 anișori. Așa că noi ne-am gândit să ducem la grădiniță ceea ce au mai dus și alți copilași. Am înțeles că ursuleții ăștia Barney sunt preferați de majoritatea copiilor. Am mers pe această variantă cu ciocolată. Nu i-am luat pe cei cu căpșuni sau pe cei cu lapte. Și la suculeț m-am gândit dacă să iau Teddy, dar știu că nu toți copilașii preferă acel suculeț deoarece conține morcov. Și am zis să merg pe această variantă. Iar aici avem 28 de suculețe cu pai. Iar aici avem 28 de ursuleți Barney. Să vă arăt un dovlecel, să vedeți cât de drăguț este. Mai devreme a făcut baie, l-a îmbrăcat tati, dar tati nu a observat cum ar care eticheta la spate. Da, am văzut după aia că mi-a cerut ăla și m-am dus. Acest costum, pijama întreagă, cum s-o numesc, a costat 60 de lei, este la ofertă, cred. Am revenit la cumpărăturile mele. Acestea sunt ultimele produse. Nici nu știu pe unde mai am bonurile, că sunt talandala. Deci aici avem bonul din Pepco, aici am zis din Sinsei, aici din Oșan și nu știu dacă mai aveam vreun bon, habar, nu am. Bun, de la Pepco mi-am luat aceste lumânărele, miros atât de bine amere și scorțișoară și nu am putut să renunț la ele, mai ales că în sezonul acesta de toamnă, iarnă, îmi place să-mi aprind lumânări, să le văd eu așa cum luminează și cum miroase, mai ales a scorțișoară. Sunt 30 de pastile și au costat 10 lei. Și zilele astea sper să reușesc să-mi fac și unghiile, pentru că nu știu cum de nu le-am făcut, că n-am avut timp. Aici am mai cumpărat două lumânări cu miros de mango și vreau să vă spun că miroase atât de bine și atât de puternic. Și când te uiți așa la această culoare, zici că e mango adevărat. Această lumânare a costat 6,50 lei. Și vreau să vă spun că miroase demențial. Aveam mai multe variante cu mirosuri diferite. Eu am zis să merg pe această variantă și am luat așa două. Aici am mai luat încă un suport cu niște pastiluțe. Mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Sper să nu fie crăpat, că nici nu m-am uitat la el. Am văzut aici chestia asta așa și parcă părea crăpat, dar nu este. Mi s-a părut așa foarte, foarte drăguț și majoritatea pe care le-am avut s-au înnegriși, s-au făcut foarte, foarte urâte. Cu siguranță se va întâmpla la fel și cu acestea. A costat 18 lei și vreau să vă spun că miroase atât de bine aceste pastile, aceste lumânărele, ce-o fi ele, dar e pastilă că nu e lumânare cu fitil. Aici pui lumânare și normal ar trebui, nici nu știu, o lumânare simplă, o pastilă simplă, fără miros, ca să se simtă mirosul la ăsta, sau nu știu. Dar miroase foarte fain, asmeură. Bine, asmeură combina cu ceva. Foarte fain și ăsta. Și
Bineînțeles că mai avem de cumpărat destul de multe lucruri. Pentru Selena mai am de luat cămașă, blugi, încă o pereche de papuci. Ne-am uitat la pantofi. Selena este foarte lată în partea de jos și nu merge, piciorul ei e lat ca al lui Bogdan. Așa. Și nu îi se potriveau pantofii, papucii pe care i-a probat. Așa că am ajuns la alegerea să luăm papuși de genul, să luăm altceva. Demititica a avut probleme cu încălțămintea și nu găsește. Deci, în afară de faptul că s-a lungit în picior, asta n-ar fi o problemă că se rezolvă. Problema este lățimea. Și jocul acela pentru Marc, trebuie să-l comand că nu l-am găsit. Mulțumesc, chiar vedeți cine mă iubește, mi-a dat și mie o gură de suc, că mi s-a uscat gâtul. Aici avem câteva hăinuțe pe care le-am cumpărat lui Marc la început de grădiniță. Și am decis să cumpăr de la Pepco, deoarece vrem să ajungem la final de septembrie sau, nu știu, început, mijlocul octombrie pentru a ne cumpăra haine din Primark, să mergem la București. Acolo am văzut foarte multe haine faine, calitative și cât de cât ok la preț. Așa că am intrat astăzi în Pepco și am cumpărat așa doar câteva chestii și am luat așa 3 bluzițe. Pe această bluziță am dat 10 lei și este între 6 și 7 ani. Este un cărămiziu. Foarte faină bluzița, materialul. Mai ales că la grădiniță pictează, colorează, umblă cu cariocă, cu plastelină, cu una alta. Nu are sens să investim foarte mulți bani în lucruri scumpe. Mai ales că copiii cresc foarte repede și la picior se măresc foarte repede, de aceea nu investesc foarte, foarte mulți bani în încălțăminte. De exemplu, papucii aceia pentru Selena, pentru interior la sport, sunt perfecți, cât au costat 65 de lei. Nu o să mă apuc să dau 300-400 de lei pe o pereche de papuci de genul. Pentru o pereche de papuci să nu înghețe piciorul, să nu se ude la picior sau așa, da. Pentru o geacă la fel se merită, o căciulă, o mănușă, să zicem așa, dar pentru restul lucrușoarelor pe care le poartă doar de câteva ori, deoarece ei cresc foarte, foarte repede sau în cazul lui Marc se mai trântește pe jos, le agață, le rupe, chiar nu vreau să investesc foarte, foarte mult. Această bluziță, care este tot de la 6 la 7 ani, mi se pare foarte drăguț, această bluziță a costat 13 lei, materialul este unul bun, aș fi vrut să iau o mărime mai mică, dar era mâneca scurtă, mi s-a părut așa, nu știu, parcă lungă în partea de jos, că nu vreau să fie nici lungă în partea de jos, dar au fost dăți în care am cumpărat bluze sau tricouri și, sau mai degrabă la bluze, că la tricou nu prea s-a întâmplat, dar bine, am avut și tricouri care au fost lungi, dar bluza ori a fost lungă și mâneca scurtă sau a fost și mâneca lungă și bluza lungă sau nu știu, deci nu prea s-a potrivit, așa că am decis să iau așa și sper să-i vină. Așa, am zis la asta că 10 lei a costat. Așa, lui Marc i-a plăcut foarte mult această pereche de pantaloni cu tractoare, excavatoare, ce au aici. A costat 27 de lei și aici avem de la 5 la 6 ani. Și aici parcă am zis de la 6 la 7, am zis. M-am zăpăcit. Sunt zăpăcită de ca, vă zic sincer că nu mai pot, sunt super obosită. Și am mai luat și pantalonii aceștia care au un buzunar în partea asta, în lateral, buzunar normal, tot 27 de lei. Mi-a plăcut și materialul, și culoarea, și modelul, tot. Așa că mai avem de cumpărat și alte chestii pentru toamnă, iarnă, dar după cum am zis, vrem să ajungem în București la Primark să le luăm de acolo. În cazul în care nu vom ajunge și ne hotărâm să ne luăm de aici, vom merge și ne gândim de unde să cumpărăm. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag. Vă doresc un weekend minunat și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!